Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este și sărbătoarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, deoarece în ajunul acestei zile, în urmă cu 7 ani, Preasfințitul Părinte Episcop Vicențiu a fost instalat de Patriarhul României în scaunul chiriahal al acestei eparhii. Evenimentul a fost rememorat și sărbătorit astăzi prin săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Episcopală din Slobozia. Sub protia ierarhului au slujit preoți din administrația eparhială și stareți de la mănăstirile din cadrul eparhiei. La momentul predicii, Preasfințitul Părinte Vicențiu a vorbit despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel și despre lucrarea lor misionară ca model de mărturisire a credinței creștine pentru noi, cei de astăzi. Cuvrerea ca unui Dumnezeu în ajunul acestui mare preasnic care acum 7 ani a căzut în Sfântul Părinte, am fost întronizat de Părintele Patriarh Daniel ca al treilea episcop a Sloboziei și Călărașilor. Trei este un număr mare pentru episcopie care nu avea încă 20 de ani de la întemeiere. Și ne-a ajutat la Dumnezeu să ținem candela aprinsă, să internăm pe preoții de credincioși, să mărturisească pe Mântuitorul Iisus Hristos, în cuvânt și în fapt. Ca tot să fie făcut luminoase, ridicate și așezate pe un loc înalt, pentru ca să lumineze tuturor celor Vicarul eparhial, părintele arhimandrit Rafael Mâț, a adresat ierarhului un cuvânt de mulțumire din partea clerului și a credincioșilor din Bărăgan, amintind de realizările din cei 7 ani de păstorire în Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Preasfințitul Părinte Vicențiu a mulțumit preoților și credincioșilor pentru dragostea cu care l-au înconjurat la acest moment aniversar, exprimându-și nădejdea că lucrarea pe care slujitorii Sfintelor Altare din cele 2 județe ale Episcopiei o săvârșesc va spori în anii care vor urma. După Sfânta Liturghie, a urmat un polihroniu, iar preoții și credincioșii l-au felicitat pe păstorul lor duhovnicesc, Preasfințitul Părinte Episcop Vicențiu.